Podcast Lumea în Obiectiv cu Mircea Cosel Gradosiu. Fii obiectiv într-o lume subiectivă. Bună ziua, dragilor! Revenim cu un alt videoclip din Cluj. Sunt lângă doamna Mădălina. Am onoarea să o fi cunoscut astăzi. A devenit un membru al Partidului Solidarității Sociale. Este din categoria persoanelor nevăzătoare. Dar după o discuție cu dumneai, am înțeles că și în zona acestor persoane există suficiente probleme care sunt încă nerezolvate. Deci fac un apel către toată dizabilitatea din România, indiferent de categoria în care se situează, să vină alături de noi, să vină către urnele de alegeri, mai ales la alegerile europarlamentare, eu fiind singurul participant din categoria persoanelor cu dizabilități pe liste electorale și pe un loc cât se poate de eligibil din partea Partidului Alternativa Dreaptă, partid cu care colaborăm împreună pentru aceste alegeri. Deci am rugămintea ca toți care vedeți aceste videoclipuri să le distribuiți, să vadă lumea că există cineva care încearcă să luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în România. Și o să-i dau cuvântul și doamnei Mădălina să vă spună câteva cuvinte despre situația în care se află atât din postură de persoană nevăzătoare, cât și din postură de persoană cu boli asociate categoriei locomotorii. Bună ziua, doamna Mădălina, aveți cuvânt. Salutare tuturor! Vreau să mai adaug câteva lucruri. Ceea ce e cel mai important este să nu vă lăsați descurajați și să nu gândiți niciun moment într-o dizabilitate oarecare există avantaje, pentru că există și dezavantaje. Și doar noi putem schimba lucrurile astea, adică vocea noastră contează cel mai mult și nimeni nu o să facă schimbarea în locul nostru. Ceea ce contează cel mai mult e acțiunea. Să luăm noi atitudine și să facem noi schimbarea, de la noi se pune schimbarea. Faceți aceste acțiuni și votați. Cam asta e îndemnul meu. Vă mulțumesc, doamna Mădălina. Deci, în încheiere, vreau să vă sfătuiesc încă o dată, dacă dorim într-adevăr schimbarea pentru dizabilitatea din România, avem nevoie să ieșiți la vot, avem nevoie să votați. Bună ziua, dragii mei! Iată, astăzi 15 aprilie 2024, ne aflăm la Arad, dacă ieri eram la Cluj. Astăzi suntem la Arad, într-un adevărat tur de forță prin țară pentru a putea sta de vorbă cu persoanele cu dizabilități sau aparținătoare ai persoanelor cu dizabilități. Dacă ieri am avut-o ca invitată sau ca intervievată pe doamna Mădălina de la Cluj, o persoană nevăzătoare, astăzi avem alături de noi o altă persoană din altă categorie a dizabilității și anume din categoria sindromului Down. Este doamna Tina, care este alături de noi și este membră în Partidul Solidarității Sociale și are acasă două fetițe, gemene. Una dintre ele, din păcate, suferă de sindromul Down, o boală despre care nu cunosc prea multe amănunte datorită faptului că nu m-am confruntat cu asemenea situații. Să poate să ne povestească pe scurt cum se împacă și ce nevoi au persoanele cu sindrom Down și ce necesități, ce probleme sunt, ce probleme se confruntă în viața de zi cu zi alături de fetița dumnei. Bună ziua, sunt Dina. Mama, cum a spus și domnul Victor, a două fetițe de mele, una cu Down, îi destul de greu, ținând cont, până când a făcut terapie, nu înțelegeam ce vrea să spună și începea să plângă, îi greu. Toată ziua la terapie, nu-mi pare rău pentru asta,
ce mă doare mai mult, sora ei se întreabă când o să înceapă și Meriem să vorbească. Și i-am spus, mama, trebuie să avem răbdare cu Meriem. Înțelege, eu zic că înțelege aproape tot, doar că nu poate să vorbească. În schimb, e o viață frumoasă. E o fetiță care, ea nu o să știe ce-i gura și ce-i minciuna, să bajocorească pe cineva. Ea iubește pe toată lumea. Și un străin, dacă îl vede pe stradă, îl ia de mână și să meargă cu el pa. Păi, greu. Greu. De ce nevoi aveți, ce nevoi aveți dumneavoastră ca persoană, ca aparținător a unei astfel de persoane și cu ce v-ar putea ajuta statul român? Sau ce vă doriți de la alegerile care urmează să vină? Să fim și noi băgați în seamă și să avem un salariu, o indemnizație, să te poți descurca. Eu sunt mamă singură cu două fetițe. Terapii, grădiniță, sora ei din toamnă începe școala. Descurcă-te cu indemnizație și din ianuarie cu salariu. Cât costă pe lună numai terapiile? Drumurile? Considerați important o candidatură a unei persoane cu dizabilități care să ne reprezinte atât la nivel european cât și la nivel de Parlamentul României? Normal că da. Bun. Având în vedere cele spuse de dumneavoastră, am rugămintea ca toți cei care ne urmăresc și toți care vor într-adevăr o schimbare din partea tuturor, adică trebuie să ieșim la vot, să votăm cu sufletul, să votăm cu inima, să votăm pentru România, să votăm pentru vizibilitate și să votăm pentru schimbare. Și pentru faptul că România merită să aibă un reprezentant în Parlamentul European și în Parlamentul României cât mai multe persoane cu dizabilități. Vă mulțumesc și vom reveni cu alte... Podcast Lumea în Obiectiv cu Mircea Cosel Bradosiu. Fii obiectiv într-o lume subiectivă.